Vă salut, dragi prieteni, eu sunt Alex și bine v-am regăsit la un nou videoclip de pe canalul meu. În acest videoclip vreau să vă arăt perechea mea de matcă, să vorbim puțin despre ei, despre crescătoria în care le am și ce noutăți mai am la ei. Deci prima noutate este această mică hrănitoare, care am făcut-o acum două zile, mai mult improvizată, dar pentru doi porumbei este foarte bună. Să vă arăt și din partea aceasta. Am făcut-o așa, am bătut acolo două cuie de 200, ca gratis, dar pentru ce-mi trebuie mie este bună, acolo este și hrană. O să vă arăt puțin și crescătoria. Este de 1,5 m lungă, 80 de centimetri înălțime în față, 70 în spate și adâncime undeva la 60-65 de centimetri. Aceasta este perechea mea de matcă, care este formată dintr-o femelă de 2019, cu origini de Gabi Van den Abele, și un mascul de 2012, mascul de Croația, cu seria 42525. Și din această pereche sper să scot niște pui foarte buni și să am succes la ei. Să deschid puțin aici la ei. Așa. Și vreau să vă spun că am și primul ou. Ieri mi l-a depus. Deci acesta este primul ou de la perechea de matcă. Nu vrea să focuseze. Așa, le-am pus acest cuibar de plastic aici jos în colț. Aici le-am pus grit. Așa, aici au apa. Iar acolo mâncarea. O să trebuiască să le fac și curățenie, dar acum nu prea am timp. Deci aceasta este perechea. Am doi albaștri și sper să scot niște pui buni din ei. Deci despre femele nu vă pot spune prea multe. Provine dintr-o familie care au fost porumbei zburați. Știu că mama ei are origini foarte bune de Gabi Van den Abele și cu ceva altceva. Deci nu știu sigur din ce este, dar știu că mama este undeva la 60-75% Gabi Van den Abele. Iar despre mascul l-am cumpărat de la un bun verișor de-a meu, care este un foarte bun crescător, care are și rezultate. Și sper să pot obține și eu rezultate din această pereche. Deci am doi porumbei, deși femela și masculul sunt de la verișorul meu. Și sper ca din această pereche să scot niște pui buni, cu care să pot obține și niște rezultate. Masculul și femela. Așa. Și vă mai arăt odată acolo cuibul jos în colț cu oul. Cred că mâine dimineață va trebui să depun așa doilea ou, pentru că acesta l-a depus ieri după masă. Și atunci ori astăzi spre seară, ori mâine dimineață va trebui să depună și al doilea ou. Deci cam atât despre perechea mea de matcă și despre matca mea. Deocamdată aceasta este crescătoria de matcă, până o să fac cea mare în crescătoria mare. Dar până atunci am doar o pereche de matcă și îmi este de ajuns aici. Când o să fac crescătoria mare de matcă, o să am 12 boxe și o să pot cumpăra porumbei de matcă pentru mine. Deci cam acesta a fost și videoclipul de astăzi cu perechea mea de matcă. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, să adunăm la acest videoclip cât mai multe like-uri, să vă abonați la canalul meu dacă încă nu sunteți abonați și să-mi scrieți în comentariu ce părere aveți despre perechea mea de matcă și dacă o să fie oul fertil sau dacă puteți chiar să-mi dați niște sfaturi ce aș putea să le mai fac aici în crescătoria asta. Deci, cam atât. Eu am fost Alex și ne revedem la următorul videoclip. Like și abonați-vă!